În luna ianuarie nu prea se mai fac rechizitorii acolo. Ce s-a întâmplat în luna ianuarie, Ionuț? S-a rupt protocolul cu Serviciul Român de Informații. S-a rupt protocolul cu Serviciul Român. Asta, dar eu răspunsul tuturor. Spuneți clar. Vreau să termin. Vreau să termin. E vorba de corupția în justiție. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun așa. Că din ianuarie, s-a rupt protocolul cu Serviciul Român de Informații. Nu mai vin rechizitorii servite. E legitimă preocuparea domnului Chiobe și să-i pună la muncă pe procuror să vadă.